Preanaltul toată lauda și slava este numai pentru El. Assalamu alaikum, pacea asupra voastră. Oțetul permis sau interzis, haram sau halal. Un subiect care, chiar dacă pare comun sau chiar dacă pare ridicol, este totuși destul de des întâlnit. Și poate trebuie să-i acordăm importanța care o și are. Am putea spune chiar că este o prostie să discutăm acest subiect, dar la o scurtă analiză o să observăm de fapt cât de des folosit este acest produs, oțetul. Nu este numai ca o simplă substanță pe care o adăugăm la oarecare salată. Este o substanță pe care avem nevoie practic zi de zi. Oțetul este folosit la salate, după cum am spus, la unele maioneze, la banalul ketchup, la o grămadă de mâncăruri și mai ales la murături. În concluzie, nu este un subiect care să nu ne intereseze. Am deschis acest subiect deoarece mi-am amintit o întâmplare mai veche, cu ceva ani în urmă, câțiva dintre frații și surorile cu care eram la masă au aruncat ketchup-ul pentru că avea oțet. Uimirea mea a fost mare și chiar dacă am insistat să nu se arunce plicurile de ketchup, a fost inutil. Ele au ajuns în gunoi. Unele persoane spun că oțetul este interzis deoarece se face din vin. Iar vinul, după cum bine știm cu toții, este interzis ca fiind o băutură alcoolică. Bun, dar oțetul se face și din altceva decât din struguri și mai apoi din vin. Nici acela nu este permis? Unii spun că nu este permis nici acela pentru că pe sticlele de oțet apare scris 3 grade, 5 grade, 9 grade, 15 grade. Îmi permit să spun în acest moment că da, oțetul este permis. În primul rând, trebuie să înțeleagă fiecare dintre noi că oțetul nu este un alcool, este un acid. Unii spun și susțin foarte puternic că este un alcool deoarece acolo scrie acel 9 grade sau 12 grade sau cât scrie. De fapt, nu sunt gradele. Acela este procentajul concentrației de oțet. Oțetul în stare pură, dacă ar fi de 100%, ar arde, să ne folosim de această expresie, care este corectă, fiind un acid. Un acid ce face? Arde. Deci, un oțet cu o concentrație mare, deci acele grade, de fapt, este concentrația. Pe unele sticle o să vedeți 9%, pe alte sticle o să vedeți 9 grade. De fapt, ambele reprezintă acel procentaj, acea concentrație a oțetului din acea sticlă. Acest acid ar trebui să înțelegem că în momentul în care este produs din vin, el nu este interzis. Normal, vă întrebați de ce, pentru că vinul este interzis. Corect, vinul este interzis. Să vedem așa în viteză ce se întâmplă cu strugurii. Strugurii se zdrobesc și se face mustul. O băutură foarte gustoasă care este permisă. Acest must, dacă este lăsat la fermentat, se creează vinul, da? Vinul care este interzis. Dar vinul este o altă substanță decât mustul. Este o cu totul altă substanță. În momentul în care și acest vin este lăsat deschis, este lăsat la fermentație, apare din nou o fermentație, se produce, se creează o altă substanță, care este un acid
și care este permis. Deci, din struguri pe care ne-a dat Allah subhanahu ta'ala, Dumnezeu preanaltul, unicul și unul, și care sunt permiși, se creează mustul, care este permis, apoi se creează vinul, o altă substanță, dar care este interzisă pentru că ne îmbată, ne ia mințile, și apoi, printr-un alt proces, se creează o altă substanță, oțetul, care este permis. Pe lângă aceste date tehnice, mai există și câteva hadisuri, pilde de la profetul Muhammad, pacea să fie asupra lui, și vă spun doar unul dintre ele. În timpul unei mese, profetul Muhammad, pacea să fie asupra lui, a mâncat pâine cu oțet, acea lipie arabească pe care o știm cu toții, a muiat în oțet și a mâncat. Și apoi a făcut următoarea afirmație. Ce minunat condiment este oțetul. Ce minunat condiment este oțetul. Acum, cred că este clar pentru toată lumea că oțetul, indiferent din ce este făcut, este permis pentru supușii lui Dumnezeu preanaltu, Allah subhanahu ta'ala, creatorul cerurilor și al pământului. Trebuie să fim foarte atenți în momentul în care spunem că ceva este interzis, că ceva este haram. Acesta este numai dreptul Creatorului, este numai dreptul lui Dumnezeu Preanaltul, este numai dreptul lui Allah, Unicul, Cel care în ziua de apoi, în ziua judecății, este singurul care ne va judeca. Vă doresc poftă bună, fiind vorba de un condiment, vă doresc poftă bună când o să-l folosiți. Nu faceți un exces, doar cei la care le place. O zi deosebită, assalamu alaikum, pacea să fie asupra voastră.